75, 76 merg. 76 îmi plin pe 21 februarie din 48. Nu contează câți ani are omul. Important e să fie sănătos, zice nea Gheorghe. 76 ai împlinit. În februarie, în februarie am plinit 76. Când stai și te gândești, băi, când au trecut anii ăștia, măi, n-am folosit nimic. S-a bucurat de viață alături de aceeași femeie, un dar de la Dumnezeu, nu alta, în zilele noastre. De peste jumătate de veac, soții Moruz formează o familie unită. Trăiesc cu babă 50 ceva de ani și nu m-a supărat. Nici acum nu mă supăr. Oamenii se mai duc la sanatorii, dar noi n-am mai fost nici la sanatorii. Acasă, cum vine prima, bă, hai mai de zicule, spune, băi, să avem crastaveți noștri, să avem arbuză noștri, să avem chipiere noștri. Uite, baba înainte, eu de urmă, așa facem, așa. Au locuit întotdeauna la țară, în satul Hagichioi, din raionul Taraclia. 30 ceva de ani tractorist am lucrat. Turul am îmbolăgit și am lepădat tractoria și am trecut la vie. Am lucrat asta 39 de ani și 6 luni de zile și a ieșit la pensie cu 425 de lei. Acum primesc 2700. Pensia mea merge la cheltuieri mari. Dar de punguța cu bani, cine avea grijă în familie și cine are grijă până în prezent? Ei, asta e secret. Asta e secret. Moșa duce, baba strânge. Au ridicat o casă, au crescut și educat 5 copii, iar acum îi bucură cei 9 nepoți. Când gând te bucuri și când se duci, îți pare rău, plângi. Dacă le gândi la dâns, noi ne bucurăm. Nene Gheorghe, dar cum ai cucerit doma tale pe soție? El eram cu Iban, Iban și Cadiba, el cu an mai mare, ca... tot nu era căsătorit. Hai băi, Iban, Iban, hai băi, mergi să mai plimbăm. Hai băi, mergi, dacă benzină ieși. Benzină nu te gândi, că cu o căldare benzină noi umblăm o săptămână zi. Hai, mergem în burlacul. În burlacul, sorsa făcea la duminica mare nuntă. A ieșit doamna la drum cu pașecul care cura. Ei, așa, bă, Ilenuț, cum te cheamă, cum așa, e bun. Ilenuțe, dă-ne familie. Am scris pe-o, nu știu ce am scris. Pașcă de strânici. Corofă de strânici. Todor, raionul, tot așa suntem, satul Burlacul ăsta. M-am dus armat, ce să fac? Mai, haide să dau un răspuns, dacă am promis că a să dau un răspuns, am trimis un răspuns. Eu trimă și el la mine, răspuns, și ea așa, așa. Dar eu s-o apropiat și că să-i dau adresă, dar eu, că, ce, avem nici 19 ani, n-avem 18 ceva. Ca să te iei cap în pământ, să te iei cap în pământ, era rușin să vorbesc. Și... eu i-am spus, și el n-avea cu ce scrie, și-o scris pe pașa de țărniși. Și eu pe urmă lucram la cahul, de cum am lucrat. Și-am prins scrisoare, părinți-o prind-o scrisoare, că n-am prind-o eu, dar părinți-o prind-o. L-am venit sâmbătă acasă, îmi spune chiar că ai prins o scrisoare. Dar eu nici la față nu țineam minte, știi cum e eu. Ei, dar și... Spune-mă că l-a venit în armată, a venit de la Cahul, a venit... A adus atunci cu el și niște fotografii din armată. Ai, mă, câteva. Unea, mă, numai cei care cărta cu ful și gata. Alte la fotografii un om. Ai, ai. Ce ai mai scris, mă, tale, în scrisoare? Îți mai aduce aminte? Of, ce să scriu? Că n-avem ce scrie, Sașa, nici fotografii n-am de armată, dacă vrei să mă crezi. Numai la dânsă. Ai trimis pe o fotografie. Ca în lagăr a fost. Ei, ca n-am lagăr. Văzut doi ani de o fată, n-am văzut. Ei, dar păi cum tu vrei în armată să vezi fete? În oraș, în oraș, acolo ieși, duci. Cum îmi... Nu, gata, păi ți-i jălic. Dar acolo sunt pădure și sârmă. Ei, ce să faci? Îți era dor de... Sașa, parcă am început armata din nou. Îmi părea că nu mai trec lunile astea. La anii lor nu-și mai doresc multe. Sănătate. 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 La toată lumea și la copiii noștri
să știe pace și liniște și străim într-o aer așa curat, fără dușmănie, fără așa, așa străim într-o aer. Că omul nu știe câte zile are.